dacă cifrele economice vor permite creșterea salariilor, indexarea pensiilor, dacă vom avea o creștere economică sustenabilă, putem să luăm în calcul și în trimestrul 2 acest lucru, trimestrul 2 însemnând aprilie, mai, iunie. Depinde, pentru primul trimestru, cu siguranță, plecăm cu un buget cu un deficit de 1,9% și fără indexări de salarii și pensii. Aici lucrurile sunt foarte clare.